știi? Da, dar cu cine vorbesc? Damian mă numesc. Tu unde ești acum? Are importanță. Are importanță. Tu ești cu soția ta în momentul de față? Că vreau să discut ceva personal cu tine. Nu, nu este acasă soția. Sunt detectiv pus de ea să te urmăresc pe tine. Ce detectiv? Am o firmă de detectiv și m-a contactat soția ta că am înțeles că te bănuiești că tu ai avea relații extraconjugale. Da, în fin. Și faza e felul următor, că eu acum vreau ca să te ajut pe tine, pentru că și eu sunt bărbat ca tine, adică te înțeleg într-un fel și eu vreau ca să te ajut pe tine, adică să nu te dau în gât cum ar veni că tu mai faci alte prostii cu alte fete. Dar și eu ce trebuie să fac, frate, la fază? Eu te-am urmărit pe tine și... Unde m-ai urmărit? Dar de unde mă știi? Cum arăt? Mi-a dat nevasta poză cu tine, mi-a dat toate semnalmentele, știu tot. Ai un Opel roșu și da, faci poze la evenimente, nunți, botezuri, cumătrii, de-astea, ai firmă de fotografi. Da, cum mă poți ajuta? Nu, dar vrei ca să te ajut sau... Da, cădem noi la o înțelegere, ceva. Eu am înțelegeri cu nevasta pe 25 de milioane. Cât? 25 de milioane. De asta îmi cerea de-a mie bani, mă. Ți-a cerut bani? Da, mă, îmi cerea bani, păi eu mă duceam și prestam pe la, na. Și am zis că dăm să iau nu știu ce lui mama, să-i facem o surpriză și ia uite pentru ce strânge bani. Da, și faza... Deci 25 de milioane, nu? Da, faza e că eu am o înțelegere cu ea pentru 25 de milioane. Mi-a zis că dacă te descoperi pe tine că faci combinații cu alte gagici și i-aduc dovada, i-am dă 25 de milioane de lei. Păi nu mă interesează de unde iau eu banii ăștia. M-am gândit că, na, că pot să te ajut, sunt bărbat ca și tine, te înțeleg care-i treaba, știu foarte bine cum stă situația și asta e. Așa cum eu tot 25 milioane trebuie să dau sau mai mult, cum? Păi și tu ceva în plus acolo. Da, frate, bine, na, nu știu, ok, și tu cu ce m-ai prins, dacă m-ai urmărit și asta, cu ce mai? Nu înțeleg. Ce vrei să zic acum? N-am cum să zic, dar ne întâlnim și facem treaba. Mi-a povestit că tu i-ai dat un mesaj într-o seară, soția ta. I-ai dat un mesaj într-o seară cu... I-am dat un mesaj și ce să fac, asta e. Ca bărbatul, știi cum e, te duci la un eveniment, poate prins și tu ceva. Am tras și eu un taragot, cum fac bărbații care se respectă și după aia ca între băieți, așa am dat un... Am vrut să dau un mesaj la un prieten de-a meu, da, că noi mai glumim pe fazile astea. Și i-am dat, am vrut să dau un mesaj cu mari taragot și te-am tras la un solist aici, de la nuntă. Cum? Deși, nu mă auzi? Ei, i-am scris prietenul ăsta meu, i-am scris mesaj cu frate mari taragot și i-am tras la o solistă de aici, de la nuntă. Și i-am trimis neveste-mi din greșeală, m-am grăbit și i-am trimis neveste-mi și i-am o sunat imediat, și cu mesajul ăsta. De, și eu, nu mi-am dat seama decât după ce am vorbit puțin cu ea, ce taragot? Păi cum, ce, că mi-ai trimis nu știu ce mesaj, că uite așa, mari taragot. Zic, du-te mă, de aici, de la nuntă, este o formație cu o solistă care s-a stricat taragotul și eu vreau să... Abia după ce m-o sunat și am vorbit puțin, am înțeles că îi trimisese mie și asta e. Și am zis, ce mesaj fac? Păi ce că mare taragot? Am zis că, ei, stai liniștit, nu, că aici, la nuntă, aici, la o solistă, i s-a stricat taragotul și m-am oferit eu să-i fac rost de altul, știi? Dar n-am tot, e o bănuit ceva, că știi termeni din ăștia. Dar tu nu ți-ai dat seama că îi dai mesajul nevasta? L-am scris mesajul și am dat repede send. L-am sunat pe tovarășul meu, băi, nu ți-am trimis și ție mesaj. Ce mesaj? Vai de capul meu, nu mai știam, nu mai eram în stare de nimic. Asta râdea de mine, vai frate, ce faci? E, ce să fac? Dar tu când ești... Acasă tragi la femeie un taragot și gata, s-a rezolvat. Dar tu ai mai avut probleme cu soția ta? Mi-a povestit că o găsit odată la voi în apartament... A fost ea plecată la un moment dat? Da, și a fost găsit... plecată cu serviciu, la munte, într-un team building ăsta, nu știu cum. Și a venit, numai nu m-am trezit cu ea în pat. Am adus eu odată tot așa o fetișcană de asta pe acasă și cum s-a dezbrăcat aia pe acolo, când a plecat, a uitat sutienul, a plecat în viteză, că femeia mă suna, ai ce faci, nu vii să mă ieși pe mine, fă, nici nu știam cum să fug mai repede. Ei, și a uitat un sutien. Așa, la tine acasă? Da, la mine acasă, fetișcana aia. O ieși nasol, îți dai seama, că ce cu ăsta? Zic, da, ce să fie? Am vrut să fac o surpriză. Ești cum, în cei mei sutienii purtate? Da, dragă, de la second hand. Și cum ai scos-o? I-am spus că i-am dat apartamentul, i-am dat cheile la un prietenar de-a meu. Au venit două ori, eu știu, cu o bagaboantă, cu o dreamță de pe unde au luat-o. Au fost la mine, în apartament, și după aia... Ce s-a întâmplat, nu știu, ei, și acum a fost de găsit, ia sutienul ăla, nu l-am găsit eu. Complicat viața asta de cuplu. Trebuia să duc și eu la un hotel, ale. Mă duc și eu în altă parte, dacă mă nu mai duc acasă. Și vreau să-ți mai zic o fază așa despre
despre relația ta cu nevasta. Ce anume? De bine sau de rău? Tu nu o bănuiești pe soția ta de nimica? Băi, nu știu acum ce să zic. Îți dai seama, eu nu pot să stau după dânsa să urmăresc că acum, fiind perioada asta cu nunțile, botezurile, eu sunt plecat în weekendul tot timpul. Ea știe lucrul ăsta că ne consultăm, am agenda, sâmbăta viitoare sau o lună de zile am treabă. Nu stau după ea să verific și chiar dacă aș verifica, nu sunt acolo să văd ce face, să nu pot. Mai sunt plecat din oraș, din astea, n-am cum. Da, am încredere în ea, că ea mă iubește. Dai seama, a făcut lucrul ăsta, a apelat la tine pentru că, eu știu, e geloasă, știi? Deci dai seama, dacă e geloasă, înseamnă că mă iubește. Cristi, eu vreau să spun o fază. Soția ta are pe cineva. De-aia te-am și sunat, pentru că eu mi-am dat seama. Ea m-a chemat pe mine, când ne-am întâlnit prima dată ca să facem... să-mi dea poze despre tine, să dea informații despre tine. La un moment dat m-am băgat în mașină la mine și m-am băgat în mașină ca să dau niște telefoane. Și la un moment dat am văzut-o pe ea cu cineva, s-a urcat acolo mașină la un tip, a venit, a așteptat-o. Și tip, o mașină, unul cu o mașină neagră cumva? Un jeep de ăsta? Nu. Dar ia un coleg, știi, dar... ăla e băia bun, nu-l crede un stare să facă. Nu. Era o mașină, un Logan, îți dau poze, îți dau tot ce vrei tu cu ea. Și... deci cum adică, mă? Ei au apelat la tine și când colo, de fapt, ea are... Am văzut-o la un moment dat că s-a întâlnit cu un tip... Cu cine? Cu un bărbat. Era ce bărbat, mă? Era cu un... Bă, ajung de mine, frate, ce cu tine? Ce bărbat? Dar cum? Cine? Cum arăta? Un Logan vișiniu, s-a urcat în mașina acolo și na, s-au pupat, s-au sărutat acolo. Dar asta când s-a întâmplat? Într-un weekend, cred că. Sigur în weekend, că ea în curs săptămânii la servici. Da, bă, dar nu pot să cred, mă, stai un pic, deja mă ia cu inima, frate, stai, mă, că nu mai pot să mai respir. Băi, adevărat? Ce-mi spui tu, frate, ce e adevărat? Eu de-aia te-am sunat, că m-am gândit, am zis cum naiba să fac, am zis hai să te ajut, că de-aia vreau să te ajut. Bun, și ce putem să facem acum? Pot să mă ajut cu ceva? Să-l prindem, să-i urmărim pe ăștia doi, că e nebună asta, mă, uite ce-mi faci, eu mă duc să muncesc ca fraierul, îi dau bani. Ai un număr de la mașină, ceva, de matriculare, să-l identificăm, să intru pe el în casă, să... Ce să vorbesc, fai, păi de capul meu? Eu știu despre cine-i vorba. Gata, hai să ne întâlnim și... Fii atent, deci eu pot să-ți dau numărul ăla de telefon. Alu, băieță, ăsta cu care se întâlnește femeia? Da. Nevastă-mea? Da. Și te descurci tu, eu nu mă bag în povestea asta. Nu spui că ai numărul de telefon de la mine. Nu spui că detectiv, că astea, că se prinde după aia nevasta, nu fi fraier. Nu, domnule, dar eu ți-ai liniștit, dar eu n-am și eu nu cunosc o grămadă de oameni. Așa. Las că am eu grijă și de ea. De ce fac? Mă urmărească ea pe mine, când colo, iau-te. Și vorbești tu cu el, da? Da, frate, bine, mersi. Și cum facem? Mi-o dai acum prin telefon. Te sun eu mâine să ne întâlnim pentru bani, dar tu notează numărul ăla acum. Poți notezi acum? Da, pot. Da, asta e tot? Deci, 6-4. Cum îl cheamă pe om? Gabriel. Gabriel, atâta? Gabriel, da. Vai, frate, vai, mersi mult, rămân dator, să eu spar o list, să știi că ne întâlnim și îți dau bani. Vai, bine că mi-ai dat numărul, mă duc peste el acum să vezi ce se întâmplă. Mă duc să-l sun, să văd, intru peste el în casă, eu știu, nu pot să cred că mi s-a întâmplat mie așa ceva, să-mi bat picior. Dar o adresă, ceva, dacă tot l-ai urmărit, presupun că ai văzut, unii s-au dus și... Băi, lasă... No? Unii locuiești. Nu pot să dau adresa, îți dai seama. Da, dar dacă tu mi-ai dat numărul și numele, de ce nu poți să dai și adresa? Nu pot să-ți dau adresa, dai telefon și vorbești cu el. Dar măcar spune, femeia a urcat la el sus împreună astea, adică e sigur treaba sau... Băi, sigur. Nu pot să cred că mi se întâmplă una acasă. Băi, băiatul, de asta te-am sunat. Dacă s-au pupat în mașină și după aia... Fai de capul meu, m-a luat toate căldurile, nu mai pot. Hai te rog frumos. Încearcă dacă îmi dai adresa. Hai că uite, îți măresc prețul, na, îți dau mai mulți bani, frate. Nu, frate, deci eu nu pot. Rezolvăm noi cumva. Nu, serios, pot. Eu îți parolez, eu îți dau bani, ne întâlnim mâine. Băi, și... nu pot să-ți dau adresa, mă, deci ți-am dat numărul de telefon, vorbești, sună-l, vorbește cu el și dacă nu te înțelegi la telefon, după aia vorbim noi altfel. Dar unii, pe unii stă... Nu pot să spun unde stă. Aoleu, păi și dacă mi-ai dat un număr eronat și eu ce fac? Sună-l, mă, pe ăla acum. Ok, hai, bine, frate, hai. Hai că încerc să-l sun și... Băi, mersi mult. Mai... Încerc să-l sun și să văd, rezolv-o cumva. Hey!